Iannis nu o să aibă în niciun vestiar presiunea pe care a avut-o la viitorul. Asta ce o spun eu, sigur. Presiunea pe care a pus-o Gică nu o să aibă în niciun vestiar, indiferent... Deci este mai bine că a plecat. Indiferent în ce vestiar va intra, presiunea la care, pe care a avut-o Iannis aici nu a fost simplă. Și când vine Steven Gerrard și spune că ești poate cel mai bun lucru de la pâine feliată încoace, deși alții s-au grăbit acum să-l critice credere. Pentru este un lucru nemaipomenit. Când un jucător cu un antrenor de talia lui Gerrard îi spune lui Iannis lucrul acesta, nu-l face decât să simtă bine, să trebuiască să muncească mai mult, pentru că îți dă încredere. O astfel de declarație îți dă încredere. Trebuie să te antrenezi, să joci bine, să nu înșeli așteptările, pentru că la Iannis așteptările sunt mari. A dovedit ghinionul lui cu ghilimele de rigoare. Ghinion, că a jucat senzațional la început și toată lumea așteaptă să facă ce a făcut la început. Da? A ridicat ștacheta încă din primele meciuri. A zis, a, tu aici ești, acolo trebuie să rămâi. Și imaginile acelea cu domnul Hagi nu ne-a spus nici până ziua de astăzi că ar fi lăcrimat la partida care au făcut în conjurul lumii. Cum l-ați simțit atunci? Dar e normal să aibă astfel de... Iannis a trecut prin momente dificile și la Fiorentina și la Genk și în momentul în care, ca părinte, stai în tribună și îți vezi copilul triumfând, normal să sare inima din piept. Deci sunt trăiri normale. Iar voi v-ați obișnuit cu Gică ăla, dur la teren, urlând la jucători. Gică are un suflet imens, o inimă uriașă. Nu vă dați seama cât de sensibil e Gică pe fond. Are și oferte în stand-by, cum se vorbește acum? E un om acum? Cu un suflet extraordinar. Are ceva mare pus deoparte de a renunțat, cum spune lumea acum, că de-aia a făcut pasul în spate, în ideea de... Că deja ar discuta cu vreun club important? Păi vă spun eu că de ună zi a refuzat un club de afară important. Din ce țară? Să vă spună el. Gică tot timpul a avut oferte și va avea oferte. Okay. Acum el așteaptă, nu știu, proiectul perfect, abar n-am, păi dar Barcelona, cu siguranță. Exemplu, cu siguranță că îl vom vedea antrenând la echipe de afară, pentru că e prea bun antrenor să nu o facă și probabil că dorește o perioadă în care să stea puțin liniștit, pentru că dacă ia iarăși de la capăt, degeaba a renunțat la bancă, la banca de la viitorul. E normal să se odihnească o perioadă, după care o să-l vedem, sigur, la vreun club. Dar aveți vreun plan împreună, un plan așa ambițios, îndrăznesc, nu știu, domnul Hagi și Popescu la Barcelona sau la Real? Acum nu puteți să vă spunem toate planurile pe care le avem noi. Noi tot timpul am avut un plan împreună și iată că am făcut primul pas aici, la viitorul. Facem lucrurile, credem noi, bine sau binișor aici la viitorul deocamdată.